Sau și eu am găsit la un episod din The Sims 4. Hai să continuăm. Data trecută am rămas cu Eddie la muncă și în afară de faptul că a dat foc la tot laboratorul, a fost promovat și de acum o să trebuiască să ia niște decizii în plus. Nu știu exact în ce constă asta, dar rămâne să vedem. Hai mai întâi să mergem, uite, chat with inventor construction for 10 minutes. Chat with robot, mergem să vorbim cu el. Hai să mai puțin în chestiuța asta noastră și să vedem pe care nu le avem încă. Ce avem așa? Nu avem de fapt Cool Kitchen Stuff, The Sims 4 Digital Deluxe și The Sims 4 Get Together. Astea două mai rămâne să le iau ca să fie toate și să vi le arăt și pe astea. Astea sunt niște obiecte de bucătărie. Uh, cred că te las să faci înghețată și tot felul de prăjituri pe care nu puteai să le faci. Uite, înghețată. Și prăjituri pe care nu puteai să le faci în mod normal, dacă ți iei Și... Uh, Paia mai avem asta Digital Deluxe Upgrade, care uh, sunt niște chestii de bază. Da, Animal Hats, uite, pălăriuțe cu animaluțe. Uite, cât de simpa, simpatice sunt, doamne. Cred că o să le iau și pe asta. Și pa vine Get Together, în... Uite, pe 12.09.2015. Da, deci în decembrie. În decembrie pe 9. Atunci se va lansa Get Together, o să fie un expansion imens. O să putem să facem petreceri pe plaje, tot felul de chestii faine, abia aștept să se lanseze. Um, și o să vedem. E un cartier nou, da, vedeți? E un cartier nou numai cu case de-astea mari. Și undeva la munte. Așa că oricum, poate observa că recent nu prea mai a apărut Sims și asta e din cauza că am fost să ocupat și cu Antildon și cu jocurile astea mai mari, dar am terminat Until dawn ul um, și acum avem puțin mai mult timp la dispoziție, așa că vom, uh, vom juca mai mult de Sims. Problema cu Eddy în momentul de față e că fanul lui e la pământ. Dacă fanul lui scade sub un nivel anume, intră în depresie și poate să-și moară chiar. Chat with Frank McKee, Frank McKee, ok, o să ne folosim de de pauză. Deci, noi, Frank Mickey? să facem totul cum trebuie la muncă. Nu are cum să fie, trebuie să fie un bărbat ceva, n-are cum să fie o femeie, Frank Mickey. în niciun caz. Dar nu știu pe unde o fi. Uite, Frank McKee și trebuie să vorbim cu el, chat. Cred că poți să vorbești practic orice, Reveal Brilliant Invention. să dau asta. S-au dus să vorbească afară. Ok, merge și așa. Go to office romances with Brenda. Ask work for crystal. Să în tipul ăsta are un cristal, ceva. Ask for DNA sample. nu. Nu are cristal. Hai să vedem cine are cristal pe aici pe la muncă, pe la noi. Tipul ăsta are un cristal? Nici nu o cunoaștem. Dacă nu cunoști persoanele, nu poți să le ceri chestii. Chiar dacă sunt muncitori de ăștia, sunt fără metal, dar nu ne trebuie cristal. Mm. Nimeni nu ne dă și nou un cristal. Ok, trebuie să lucrăm la rachetă 10 minute. Hai să mergem acolo, că cea mai ușoară chestie. Sper să, să curățăm și pe aici. Uitați-vă și voi din cauza focului cum a ars totul pe aici. Hai, bagă viteză. Lucrează 10 minute. Nu prea mai vrea, pentru că fanul i s-a dus la pământ. Să ce la am calculator să se joace, cred. Faza că faci și pe el. Du-te la wc mai degrabă și poate te duci la calculator. Ar fi culmea să poți să te joci pe calculator la muncă. Da, așa că e un calculator pe undeva pe aici. Undeva unde să nu ne vadă șeful. Hmm? E vreun calculator pe sus? Unde duce? Ia uite mă ce e aici sus, eu nici nu știam. Oare e asta? Dar nu cred că mărește asta fanul, dar oricum e interesant că habar n-aveam ca aici sus poți urci. O să folosesc calculatorul ăsta, deci o să mă vadă toată lumea, probabil. Play game. Play Sims Forever. Și o să ne jucăm. Să ne mărim fanul, n-avem ce să facem altceva. Sper să nu ne dea șeful afară că ne jucăm pe calculator, dar până la urmă trebuie să mărim fanul cumva. Și se mărește destul de repede chiar. Fanul poți să-l mărești mai ușor dacă, de exemplu, te duci acasă și faci uhu cu prietena sau cu nevasta. Dar și le mărești la amândoi fanul, dar merge și așa, uite. Azi, imediat am făcut. Bun, și acum e focus. Hai să ne introducem. Să ne cu persoana asta. Nu uitați, dacă vă place Sims 4 și vreți să continuăm cum era mai, mai pe vremuri, așa cum făceam în fiecare zi câte un episod, nu uitați să puteți butonul de like. Eu sper să revin la un program de genul ăla, dar vedem, o să fie în funcție de jocuri. Oricum, vreau măcar o dată la două zile să postez de Sims, dacă nu. Că știu că vă place la, la mulți dintre voi. Bun, uh... Devil Brina, așa. Gossip about Office Romances with Brenda Goldberg. Unde Brenda Goldberg? Brenda? O fi asta. <coughs> Order to Garden. Orden Garden. Deci s-o trimis la grădinării What the fuck? Nu știam că poți, Da, acum e șeful lor. De da asta. <laughs>

O se poate face Office romanse. Nu înțeleg de ce face face grup face grup discussion. Eu trebuie să vorbesc doar cu ea despre office romances. A mers până la urmă. Spoiler latest episode to a coworker. Oh, more choices friendly. Ask for a metal. Ne it a metal? Oh, i-a dat și metal. uite ce de treabă e Brenda. N-am posibilitatea să dau... Stay, uh, să stau mai mult la muncă. Water plant. Uh, având în vedere că asta e singura plantă, nu vreau să cumpăr. Vreau să-i dau water. du și udă planta. Și cred că o să dau la câțiva order to garden, ca să facem și să punem niște plante pe aici. Flutter, clover.

Mm. Okay, nu I mai intereseaza -as asta. It's write up right. research on the computer. all right Then we nu este write research. More choices. I'm thinker, open notebook. Synthetic food. Any plant. Ah, uh, stai să vezi ce ai. Interesant că să verifici așa Um, Dar nu mi apare chestia. Right, generic Book? Nu? No. Spoil latest episode for a coworker, worker Ia să vedem noi. Dar n-am varianta asta la nimeni. Complain about work. Sună telefonul. Eva Izabela a calling to chat. Ok, hai să vorbim dacă ne sună. Ce telefon o fi ăla? E cam mare. Vezi ce gros e telefonul ăla? Holy fuck. E imens, cred că spargi capul la care va cu telefonul ăla. Faza că n-am reușit să facem decât două căsuțe de asta, dar e în regulă, e în regulă, o să ajungem și acasă în curând. E mai are o oră. Și a venit și o idee, se pare că. Așa, a făcut 432 de bănuți. Nici nu are nevoie de foarte mulți bani, adică nu trebuie să facă nu știu cât. E chiar ok. Și abia aștept să vină Halloween-ul. Când vine pe 31 o să facem o petrecere mare, o să luăm o casă bântuită. O băgăm un joc și facem o petrecere mare de Halloween. O să vedeți că o să fie super tare. Așa am ajuns acasă. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici, pe acasă. Vă că, holy fuck, tortul ăsta de zombie chiar e ca un zombie, e? Că s-a de aia. Să-l arunc la gunoi. Ar fi tare dacă ar exista un coș de ăsta de gunoi și în viața reală. Știi, să te duci la gunoi, să-ți arunci gunoiul și să mai, te mai și plătească. mulțumesc că ai aruncat gunoiul, ceva de genul. Ce ciudat face lampa asta. Scoate să le mulți gomot. Ok, edit te schimb, change outfit, everyday one. Pac, te-ai schimbat. Așa, uite și pe Maria. Offer food massage. S ofere să ofere să-i fac un masaj la picior. Și-mi place că au și -i bara maximum. Uh, cred că o să schimbăm în episodul sau vreau să verific ce, ce, face și Max și cu pisica mea mea, pentru că nu am mai văzut de ceva vreme. Și aș vrea să mergem și pe la ei puțin. Um, să vedem ce mai fac și ei. Și mă gândesc din episodul următor dacă voi reuși cumva să iau casa prietenei mele, că și ea joacă de Sims, să iau și să o bag în joc și pe aia să mergem să o vizităm. Aș vrea să fac chestia asta. Facem masaj la picior, ce tare. Nu știu dacă e foarte bun la masaj, dar... Uh, eh. More friendly. More choices... Uh, romance. Ce variantare? are? Try for baby. Uhu. Hai să facă uhu în uh, jacuzzi aici. Uhu in... Sau skin, Skinny deep? Știți ce skinny deep? Adică se ducă dezbrăcat să arunce în... Uh, Skinny dip și tu. Hai, am doi skinny dip. Scurios că n-am mai dat opțiunea skinny dip până acum, deci habar n-am. Dar asta e varianta, adică te duci dezbrăca gol, asta înseamnă skinny dip. Și... De obicei se face în mare sau ceva, dar vă, că mi-a dat și varianta aici. Skinny dip. oh, doamne, dezbrăcat gol. Se bagă în apă așa. Hop. Aha, și tu, du-te și tu și fă skinny dip. Vă băgați amândoi așa goi. Iot, uite. Bine Bineînțeles că îți bagă blurul ăla. Ia uite, s-a la fund. Ce face? Gata? S-a bălăcit un pic și gata? Atât a fost? Wow, a mers pe apă. What the fuck? V-ați asta? Dacă n-ați văzut, dați video înapoi pentru că am mers pe apă. Uhu, in hot tub with Eddie. Hai care chef. Cred că are chef, așa zic eu. Hai să vedem. O să-l întrebem Din cauza că am pus asta aici în mijloc, uh, ocolește toată zona, așa că o să-l iau de aici. A? Ah? Îi spun la oreche. Vrei cumva? Și Eddie nu o refuză în niciun caz dau drumul la volei și se bagă pe treabă uh -uh. și deodată apar inimioare formate din apă cred că e destul de tare să stai aici pe terasă mai ales într-o într-o piscină de-asta, bine, jacuzzi știu, dar zic într-o Așa mai fi o mini piscină de-asta. Chiar piscină avem aici. Și să... stai să relaxezi așa. Să vezi cerul. E că e super tare. Wow, ce se întâmplă acolo? Holy shit, ce e asta? A mai făcut așa până acum? Foarte interesant. Ok, pe ei lăsăm să relaxeze, o să dau eu un save mai întâi. e important să dau save ca să nu pierdem progresul și caracterele. Păi dăm așa, manage worlds, save and go. De fapt, just go to manage worlds, pentru că am salvat deja, deci mă să mai salvez încă o dată. Și acum mergem în cartierul Newcrest, în familia Infinite, dar familia noastră cealaltă, că adică a trecut destul de mult timp de când n-am mai jucat cu ei, încât, nu știu, parcă mi-e dor, sincer, mi-e dor să joc cu ei din nou. Așa că vom încerca vom puțin. Și am revenit la familia inițială, uită și pe pisica mea miau uită uite și pe Max, hai să vedem ei cum mai sunt. Deși nu i-am mai vizitat de ceva vreme... Sunt încă pute, bara verde și bara roz sunt la maxim. Asta înseamnă că se iubesc foarte mult. Plant uh, Plan to wrap a bacon around the... What? Plan to wrap bacon around everything? ce e aia? Să pună bacon peste tot. Și costă 50 de bonus. Nu am mai văzut opțiunea asta până acum. Plan to wrap bacon around everything. Adică să pui bacon peste orice. Cum ar funcționa asta? Nu știu. Share secret, block is. Um, păi mă gândesc să mergem înăuntru, că n-are nicio să stăm afară. Vem și racheta noastră aici în spate. Hai să mergem înăuntru. Haideți oameni buni înăuntru, că nu de altă, dar e seară totuși. Hai să văd cine trebuie să ducă la muncă sau... Asistă Nurse, ea se duce în 5 ore la muncă. Are energie măcar? Are energia folie e în regulă. Max, el se duce, el era, e polițist sau era polițist. Da, el punește în 8 ore. Chiar mi-e dor să joc cu Max ca polițist, așa că cred că vom face asta. Iar... Nu știu ce cu ea, Eva Izabela. Se pare că... Ai cum că mi-arată, ca și cum n-ar fi acasă? acum mi-a arat ok. Era o căsuță în dreptul ei, asta înseamnă că nu e acasă și o pune să întoarcă, dar e aici. Și uite și pe Eva Isabela se uită la televizor. Chiar voi nu v-a fost doar de familia asta, pe mie chiar mi-a fost dor de, de, familia asta veche. Și o să mergem și în galerie, e Ai ca aici. Uh, și vezi cum e casa asta bântuită de aici? O să vă pun pe voi, cred, să votați. O să căutăm o casă bântuită printr-o notificare dacă mă întrebați ce sunetul ăla și telefonul e pe vibrație dar ă, o să căutăm o deci mergem unde mergem la house nu la house la lots așa și dăm aici numele Halloween ei și acum găsim toate casele bântuite da și o să vă pun să alegeți, o să facem un pol de la mare. În momentul în care o să le găsim pe toate care îmi plac mie, vi le pun într-o de de votat. Dar eu zic că asta, uite, asta mi se pare foarte tare. Cu labirintul ăla dinăuntru și asta chiar parcă e casa groazei, eu o să și salvez. Dar o să vă pun să alegeți ce punem în lume și punem mai multe căsuțe de astea. Sunt foarte tare, zic. Dar o să vedem mai multe mai încolo. Nu mai e foarte mult până la Halloween, sincer. Oricum, deja au început să apară prin magazine tot felul de chestii, dovlecei de a, uh, Bine, nu dovlecei, dar sunt ca niște... Uh, prin diferite magazine sunt de cumpărat niște uh, de alea de spui lumânări înăuntru, uh, în formă de dovlecel cu față de aia făcută, știți? Și mi-am luat și eu un de la și am pus o lunare înăuntru, și super tare. Dacă vreți să vedeți poza aia, puteți intrați pe pagina mea de Facebook și să o vedeți, și e super tare. Și mă gândesc să mai iau câțiva și să pun așa pe aici, pe la birou, și când vine halloween nu să filmez așa cu, cu toți ăia. Ar fi super. Că, până la urmă, e vorba că îți dă, îți dă, un feeling de la, știi? Îți dă un feeling de Halloween. Da oricum, dovleac adevărat tot vreau să-mi iau și să-mi-l fac eu. Nu știu, like, e, e ca un vis pentru mine. Poate unii dintre voi ați făcut deja, dar... Țin minte, parcă făcusem și eu când eram mai mic, dar nu mai știu exact, nu mai țin minte. Dar chiar vreau să fac. Ok, Max. Tu ai energie, nu prea mai ai și te duci la muncă în 4 ore. Ia, hai, sus la somn. Te bage aici, sleep. Și tu te bagi aici, sleep. Ia stai puțin, tu te... Oh, fuck, Ia se duce la muncă în 14 minute. Nu o să mai merg cu pisica mea la muncă, ea e doctor, deci eu nu o să mai merg cu ea pentru că prietena mea joacă tot cu pisica mea, bine, varianta ei, și se duce ea cu ea la muncă în varianta doctor, așa că dacă vreți să vedeți cariera aia mai amănunțită și mai avansată, puteți să o vedeți la ea pe canal. Da? Și chiar e amuzant că o vedeți pe varianta mea, pisica mea mea, o vedeți la ea în video. Ea are alt caracter numit pisica mea mea care zice la muncă. Se că am în două pisicile mea mea la spital. E foarte amuzant. Bun, să trebuiască ca Max să mai doarmă puțin. Uh, tu ai ceva, ai muncă, ceva. E, yeah, tu ești inventator. Uh, apprentice inventor. Deci om de știință în mare parte. Si te duci la muncă în 4 ore, Ia trage și tu un pui de somn, încă dacă ea nu doarme, o să dureze 7 ani până când putem să mergem la muncă. Așa că acum dacă doarme, trece foarte repede timpul și reușim să ajungem mai rapid la muncă. Mă s-a trezit din nou, deci am pus-o la somn și s-a trezit. Sleep? Cam mai are doar o oră, să-l trezesc și o să-l trimit la baie, Ca am zis că are nevoie la baie. Și de alta, dar nu, cam rușine să facă pe el. E rușinos. De, dacă ești mic, ai altceva. Dacă ești mare și faci pe tine, e rușinos. Use, repede de și fă la baia acolo. Mie și mai are nevoie de mâncare, dar o să mâncăm la secție. O să la secția poliției acolo, că... Chiar vreau să-l promovăm pe Max ca șef de poliție. Am lucrat atât de mult la cariera lui și nu prea am a, avansat. Așa că eu mă gândesc că să mai jucăm puțin și cu Max, da? sper să vă placă ideea mea și să îl promovăm la șef de poliție, să vedem deci ce, alte abilități primește el atunci. Cred ar fi super interesant. A, uite că s-a băgat să-și mănânce ceva. Bine, n-are el timp, da, să zic, dar nu-i problemă. A, așa, și am ajuns la serviciu. Și cu loading-ul vieții. Bun. Ia uite, detectiv aici. Și ne vom apucat de făcut treaba aici, în secția de poliție. Deja avem niște criminali acolo prinși. Dar trebuie să găsim criminal noi pentru a-l promova, aia să vedem ce avem nevoie. Solve for -case, deci el trebuie doar să aibă performance la maxim, să, facem, să facem ziua de azi să fie perfectă, pentru a fi promovat. Sunt foarte curios ce, care e următorul rank la el. Da? Să fie destul de tare. Uh, dar cam atât cu episodul ăsta de The Sims 4 de azi. Uh, sper eu să continuăm. V-am zis, dacă nu în fiecare zi, măcar o dată la două zile, eu zic că e perfect. Da? Uh, și da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Papa. Pa. pa.